Bună ziua, sper că fiecare dintre dumneavoastră și-a ocupat locul. Dacă mai sunt în hol, vor intra pe parcurs. Noi începem dezbaterea noastră de astăzi. Eu sunt Dorin Galben și vreau să vă anunț din start că această dezbatere este organizată de Asociația Promolex. Aici, astăzi, avem dezbaterea organizată pe circumscripția numărul 3 Edineți. Totodată, colegii noștri sunt în prezent și încep dezbaterea la Soroca. Organizația Promolex a organizat aceste dezbateri cu scopul de a informa, în primul rând, cetățenii despre candidații care candidează pe circumscripțiile uninominale. Astăzi vom încerca să vă facem cunoștință cu cei care au acceptat să vină în fața dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că ați dat curs invitației noastre și ne bucurăm că pentru dumneavoastră contează ca cetățenii să fie informați. Totodată vreau să vă anunț că această dezbatere este organizată în cadrul campaniei de educație electorală și mobilizarea politică a alegătorilor. Turul 2 nu va fi, votează din prima, acesta este sloganul. Cum v-am mai zis, această campanie este realizată de Asociația Promolex în cadrul programului Democrație, Transparență și Responsabilitate cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID. Iar acum vreau să vă fac cunoștință cu candidații noștri de astăzi, de pe circumscripția numărul 3, Edineți. O să luăm în ordine cum am făcut tragerea la sorți. Deci numărul 1 este Dinu Plângău, candidatul blocului electoral acum. Numărul 2 este domnul Alexander Zui, candidatul Partidului Comuniștilor din Moldova. Numărul 3 este domnul Ghenadie Panciuc, candidatul din partea Partidului Șor. Numărul 4 este Marin Livadaru, candidat independent. Și numărul 5 este doamna Elena Panuș, candidatul Partidului Nostru. Înainte să începem propriu-zis prezentarea fiecăruia dintre candidat, veți avea 3 minute pentru prezentarea programului electoral, vreau să vă anunț care este regulamentul. Ca să trecem la regulamentul desfășurat pentru candidați, vreau să vă anunț pe dumneavoastră că la finalul acestei dezbateri veți avea ocazia să adresați întrebări fiecăruia dintre candidați. Procedura este foarte simplă, vă ridicați și mergeți la colegul nostru de la Promolex, care va avea microfonul în mână și veți adresa întrebarea cu mențiunea candidatului căruia îi este adresată această întrebare. Dar vă reamintesc că acest lucru se va întâmpla la finalul dezbaterii noastre, după ce vom auzi informații despre programele electorale a fiecăruia dintre candidat și după care vor răspunde la întrebările inclusiv a moderatorului și a fiecăruia dintre candidat în parte. Iar acum vorbim despre regulile de desfășurare. În cadrul dezbaterilor, candidații își exprimă liber opiniile, totodată se interzice expunerile participanților care au ca scop punerea în pericol a ordinii constituționale, al caracterului suveran al statului și integritatea teritorială, îndemnul la violență, atentarea la siguranța persoanei și a bunurilor materiale, divulgarea secretelor protejate de lege, incitarea la ură sau discriminare, incitarea la război, lezarea demnității unuia dintre candidați, exprimări verbale neacceptate pentru asemenea format. Cu siguranță candidații știu despre acest lucru și vor folosi, sperăm noi, un limbaj adecvat. În luările de cuvânt, candidații se vor abține de la atacuri la persoane și expresii denigratoare care lezează onoarea fiecăruia dintre candidați. Timpul acordat pentru prezentare îl voi anunța înainte de fiecare compartiment, fiecare etapă a acestei dezbateri și îl veți avea aici în vizor fiecare dintre dumneavoastră. Cu 10 secunde înainte de finalizarea timpului pentru răspuns, veți avea un semnal sonor și veți înțelege că timpul dumneavoastră expiră. Candidații vor vorbi doar în limitele prezentului regulament și o să vă rog foarte mult să respectați și timpul și colegii dumneavoastră care răspund, să nu vorbim chiar dacă avem fiecare microfon în față, să nu vorbim unul peste celălalt, ca să ne auzim și cei care sunt aici în sală să înțeleagă care este poziția dumneavoastră. Totodată, cum am mai zis, veți avea posibilitatea să adresați întrebări, dar la finalul acestei dezbateri. Iar acum să trecem la prima etapă a dezbaterii noastre. Avem câte 3 minute la dispoziție pentru prezentarea programului electoral a fiecăruia dintre candidați. Vreau să vă reamintesc că tema dezbaterii noastre de astăzi este Parlamentul 2019-2023, viziunea candidaților privind separarea puterilor în stat. Deci vorbim despre 3 componente, politicile anticorupție, externă și social-economică. O să vă rog, domnule Plângău, să începeți dumneavoastră, aveți la dispoziție 3 minute, vă rog.
Bună ziua tuturor! Eu mă numesc Dinu Plângău, sunt magistru în drept, candidatul din partea blocului acum condus de Andrei Năstase și Maia Sandu. Aici la Edineți voi fi candidat pe circumscriția numărul 3. Acum 6-7 ani în urmă eram aici la Casa de Cultură în locul lui Dorin în calitate de prezentator și astăzi sunt după 7 ani în calitate de candidat pentru circumscripția numărul 3 Edineți. Și în aceștia 6-7 ani, după ce am revenit acasă, am observat o degradare foarte mare a lucrurilor, în special în acest raion, comparativ cu restul țării. Avem banditism, avem corupție, nu doar la nivel foarte înalt, dar și la nivel de raion, și cu această corupție trebuie să luptăm acum pentru ca viitoarele generații să nu dispară cu totul din acest raion. Din ce în ce, tot mai mulți tineri pleacă peste hotare, oamenii în sate rămân din ce în ce mai pustii, iar primarii sunt deseori destul de presați de lucrurile și de corupție și de banditismul care se întâmplă, în special în raionul Edineț, comparativ probabil cu celelalte raioane. Sunt aici pentru a schimba lucrurile spre bine, sunt aici nu de unul singur, sunt aici cu foarte mulți oameni de bună calitate, în special cu tineri care au crescut în raionul Edineț, dar care au plecat să-și facă studiile peste hotare și sunt determinați să revină în raion pentru a face acea schimbare pe care cu toții ne-o dorim. În programul nostru electoral, una din esențialele puncte este combaterea corupției, pe modelul României. Noi ne-am propus să creăm în Republica Moldova un DNA care în România își face bine meseria, acolo oameni cu funcții înalte, miniștri, deputați, judecători, sunt trimiși pe baza acuzațiilor din cauza faptelor de corupție. Și noi ne propunem să creăm această structură în Republica Moldova, să o restructurăm, să o purificăm pe cea existentă și să facem una funcțională aici la noi acasă. A doilea punct foarte important pentru a menține viața în Republica Moldova este să creștem veniturile. Și acest lucru se poate face dacă înlăturăm corupția, dacă înlăturăm furturile. Un raport a Curții de Conturi din 2016-2017 a arătat că doar din municipiul Chișinău au fost furate și gestionate fraudulos peste 3,2 miliarde de lei. Ca să înțelegeți o comparație, tot bugetul celui mai bogat minister din Republica Moldova, Ministerul Afacerilor Interne, constituie 2,4 miliarde de lei. Deci cu acești bani se poate face o schimbare esențială și, și putem cu acești bani să menținem oamenii acasă, majorându-le dublu salariile. Și un obiectiv pe care ne-l propunem este să îndeplinim acordul de asociere cu Uniunea Europeană și să devenim un partener de încredere, nu ca cel de acum. Învingem acum! Mulțumesc foarte mult, domnule Plângău, pentru această prezentare a programului. O să continuăm cu domnul Alexander Zui. Господин Зуй, у вас есть тоже 3 минуты для презентации программы вашей партии и ваших планов. Прошу вас. Добрый день, дорогие друзья, единичане, граждане нашего города. Я Зуй Александр Николаевич, баллотируюсь по нашему третьему одномандатному округу от партии коммунистов. Партия коммунистов предоставила мою кандидатуру на выборах в парламент. Значит, что я могу сказать по коррупционным схемам нашего государства? У нас в Конституции строго, четко все прописано, те вещи, которые полностью должны исключить эту коррупцию в государственных инстанциях, и не только в государственных, имеется в виду как в высших эшелонах власти, так и в эшелонах здравоохранения, в эшелонах учебных подразделений и так далее. Но что самое главное в этом плане? Организовано очень много антикоррупционных подразделений, которые могут бороться с этой коррупцией. И мы в своих планах ставим, чтобы в парламенте были определены комиссии,
которые могли бы на законодательном уровне наблюдать и строго контролировать все органы власти, начиная от власти судебной, потом власти государственной, законодательной и также исполнительной. Это все четко, дорогие мои, прописано в Конституции. Выполнение закона Конституции – это и есть наше общество без коррупции. Ну, в экономическом плане наша программа, у меня стоит очень много вопросов. Если я сейчас начну ее читать, свою личную программу, которая совмещена с нашей партийной программой партии, то это первое – это социальное обеспечение всех трудящихся нашего региона, нашей республики. Ну и в дальнейшем это строительство абсолютно во всех регионах медицинских учреждений и так далее. И прекращение образом, каким-то образом, ну, если сказать точнее, то прекратить воровство повсеместное во всей нашей благодатной республике Молдове. И этим самым нам, может быть, удастся на выборах, которые мы совместно с вами сделаем правильный выбор и искореним это все зло, которое есть у нас на данный момент. Vă mulțumesc, domnule Zui, pentru această prezentare. Următorul este domnul Ghenadie Panciuc, candidatul Partidului Politic Șor. Господин Панчук, у вас есть 3 минуты для презентации вашей программы и планов. Прошу вас. Здравствуйте всем. Меня зовут Панчук Геннадий. Я кандидат от партии Шор по Еднецкому региону. Партии, которые не занимаются геополитикой, что самое главное, я думаю, на сегодняшний день для нашей республики. Партии, которые, не находясь в власти, занимаются социальными проектами. И на примере Аргеева и Жора Демижлак доказала, что в короткие сроки можно изменить нашу страну в лучшую сторону. Потому что на сегодняшний день все партии только красиво говорят и красиво пишут. Но реально никто ничего не сделал, хотя бы на примере маленького села. У нас социальные программы все работают, у нас экономические программы все работают. И люди, которые были в Аргееве, люди, которые видели все своими глазами, спрашивали жителей города Аргеева, они чуть-чуть в шоке от того, что можно делать это во всей стране, но, к сожалению, никто ничего не делает. Это только слова. Все занимаются только геополитикой. Поэтому я еще раз вам говорю, что партия ШОР, единственная партия, которая не находится у власти, выполняет все свои обещания, которые обещала гражданам. Поэтому у нас все работает как надо и как должно работать во всей стране. Спасибо. Vă mulțumesc mult, domnule Panciuc, pentru această prezentare. Dacă nu mai aveți nimic de spus, oricând puteți finaliza, cum a făcut domnul Panciuc. Următorul vorbitor este domnul Marin Livadaru, candidat independent. Domnule Livadaru, aveți la dispoziție 3 minute pentru prezentarea programului și planurilor noastre. Vă rog. Bună ziua! Mă numesc Marin Livadaru, sunt candidat independent, nu am conducători din Chișinău care să-mi dea comandă și să depind de deciziile lor și de ambițiile lor. Și eu cred că asta este o prioritate pentru cetățenii de la Iernis, pentru prima dată în istorie să aibă un candidat cu adevărat ales în Parlamentul Republicii Moldova și care ar putea vocifera dorințele, inițiativele și proiectele de legi de dumneavoastră, stimați cetățeni din Iedenes. Dar mai întâi de toate, de a trece la angajamentele mele pe care vreau să le expun astăzi, vreau să-i mulțumesc Asociația Promolex pentru această ocazie să ne adune pe noi contracandidați
și pentru oferirea oportunității pentru dumneavoastră ca să auziți diferite opinii. Să nu fiți limitați în acces la informații. Dumneavoastră trebuie să ascultați toți candidații cu viziunile sale. Asta și se înseamnă democrație. Așadar, care sunt angajamentele pe care eu pot să le preiau? Primul, luând în considerație că orice societate din lume, ori în Rusia, ori în China, ori în Uniunea Europeană, ori în Statele Unite, inclusiv și în Moldova, este compusă numai dintre două clase. 90-95% este compusă din clasa muncitoare, cei care caută de a fi angajați în câmpul de muncă. Și 5-10% este compusă din antreprenori. Principalul document care reglementează relațiile în societate este codul muncii. Republica Moldova nu cunoaște că noi suntem în robie de 28 de ani din cauza că salariul minim este de 12 ori mai mic decât ar trebui să fie, comparativ cu calculul economiștilor internaționali. În Moldova salariul minim trebuie să fie neimpozabil 150 de lei pe oră, dar nu 15 lei pe oră cum e actualmente. Din cauza aceasta este imposibil de a avea salarii mari, cum este cazul în Germania. Respectiv, mă oblig, îmi iau obligațiunea, primul proiect de lege care va fi pronunțat din partea dumneavoastră, stimați cetățeni de Ienis, va fi reforma codului muncii în Parlamentul nou. A doua obligațiune, totodată am și grijă de antreprenori, ca să nu se sperie că au de plătit mari salarii. Antreprenorii trebuie să fie ajutați cu reforma sistemului financiar. În Republica Moldova nu sunt credite civilizate din cauza lipsei la trei mecanisme. Primul mecanism. În Republica Moldova nu sunt credite fără rată de dobândă, cu 0% de rată de dobândă. În Moldova nu sunt credite care nu cer gaj terț, n-are nimic de a face apartamentul și casa, dacă nu mai faci, numai uzină trebuie depus în gaj. Îmi pare rău. Voi încerca mai târziu. Domnule Livadaru, vă mulțumesc că veți avea ocazia să vă expuneți în privința inclusiv a acestui subiect pe parcursul dezbaterii de astăzi. Continuăm prezentarea programului electoral și a planurilor pentru o eventuală accedere în Parlament. Doamna Elena Panuș, candidatul partidului nostru, aveți la dispoziție 3 minute, vă rog. Bună ziua, vă mulțumesc mult. Sunt Elena Panuș, candidatul partidului nostru la funcție de deputat în Parlament de pe circunscripție Iedineț. Sunt filolog de profesie, după prima profesie studiile superioare. Sunt magistrat în management politic. Sunt la etapa actuală secretarul general al partidului nostru și cel mai important și cred că ce aș vrea acum să spun și cred că o să fiți de acord cu mine, sunt foarte, foarte înghețată. Și asta este realitatea Republicii Moldova. Mulțumesc Promolexului pentru oportunitatea și de a participa la aceste alegeri, mulțumim și pentru faptul că sunt organizate și le mulțumesc că au citit probabil foarte minuțios programul electoral al partidului nostru, pentru că temele de discuție astăzi, de dezbatere astăzi, sunt parcă scrise de acolo. Deci prima temă a dezbaterilor, dar și principalul deziderat al programului electoral al partidului nostru ca formațiune politică și a mea ca și candidat, evident, este combaterea celui mai mare flager care a dus Moldova la ceea ce avem astăzi, la depopulare și practică dispariție ca stat și ca popor, este corupția. Și doar atunci când vom avea posibilitate să spunem că am biruit corupția, atunci vom putea discuta despre dezvoltarea țării. Ca și partid și ca și candidat ne propunem în Parlamentul viitor, în primul rând, să facem tot posibil pentru să înăspri pedepsele pentru corupție, să revizuim toate rezultatele privatizărilor, pentru că știți foarte bine, știe toată țara, cum au fost făcute aceste privatizări, unde au plecat bunurile statului și, nu mai puțin important, este confiscarea bunurilor,
și introducerea impozitului pe lux. Pentru că noi suntem țara în care niciunul dintre noi nu poate să spună că am moștenit averi, că suntem urmași ai marilor averi și prin muncă, prin salarii, este imposibil să avem castele, să avem vile, să avem mașini scumpe. Deci atunci când Moldova va reuși să pună punct corupției, atunci Moldova va răsupla liber și se va dezvolta economic. Mulțumesc, doamna Panoș, pentru această prezentare. Iar acum, pentru că s-au mai adunat persoane în sală, vreau să vă zic un pic despre desfășurarea acestei dezbateri. Candidații s-au prezentat, urmează câte una sau două întrebări din partea moderatorului pentru fiecare dintre candidați. După aia urmează întrebarea contracandidatului. Fiecare dintre dumneavoastră veți avea ocazia să întrebați contracandidatul orice doriți. Pentru aceasta puteți să vă faceți notițe până la această etapă. După aia vom avea microfonul deschis, dumneavoastră din sală, toți doritorii sau o bună parte, în funcție de cum ne va permite timpul, veți avea posibilitatea să adresați întrebări celor care urmează să vă reprezinte în viitorul Parlament. Și va fi la final mesajul fiecăruia dintre candidați pentru alegători. Iar acum trecem la cea de-a doua etapă, întrebarea moderatorului. O să începem exact în aceeași ordine, domnule Plângău. Întrebarea mea pentru dumneavoastră. Dumneavoastră ați menționat în cuvântul de prezentare că satele rămân tot mai goale, inclusiv aici la nord este aceeași problemă. Spuneți trei acțiuni pe care le veți întreprinde dumneavoastră în calitate de deputat, dacă ajungeți în viitorul Parlament, pentru a readuce oamenii acasă și pentru a-i ține pe tinerii de aici care planifică să plece în străinătate. Vă rog. Eu chiar și până ajunge deputat... Doar o secundă, aveți două minute la dispoziție. Un minut și jumătate ca să reușim să... Da, haideți. Mulțumesc mult, Dorin, pentru întrebare. Deci, chiar și până ajunge deputat, mă strădui cu toate forțele să încerc să conving cât mai mulți oameni plecați peste hotare, în special cei care s-au dus să-și facă studiile acolo, să revină, să pună umărul la marea schimbare pe care ne dorim cu toții. Cu siguranță lucrurile pot fi îmbunătățite dacă vom implementa programul blocului electoral acum, care presupune în special 5 măsuri de îmbunătățire a situației. Unul din esențiale este lupta cu corupția și toți contracandidații mei de astăzi au spus despre această problemă mare. A doilea obiectiv pe care ne-l propunem este îmbunătățirea condițiilor economice a oamenilor, în special care lucrează aici în raioane, în satele și orașele din raioane. Aici la Iedineț, în raionul de Iedineț, majoritatea oamenilor se ocupă cu agricultura. Deci unul din prioritățile noastre, inclusiv pe domeniul ăsta, este îmbunătățirea situației în domeniul agricol prin crearea unor întreprinderi de prelucrare a materiei prime. Deci atunci când oamenii, nu o să mai existe monopoluri pe piața agricolă, când o singură persoană practic cumpără la preț de nimic recolta oamenilor simpli care muncesc pe dealuri, dar când o să existe instituții de prelucrare a materiei prime ca oamenii să nu piardă profitul din acestea, atunci cu siguranță oamenii vor avea o bucată de pâine și vor rămâne în sate. Am înțeles răspunsul la întrebarea mea, cred că și cei din sală la fel. Am posibilitatea să adresez două întrebări. Cea de-a doua întrebare pentru dumneavoastră, domnule Plângău. Ați vorbit despre un DNA, un exemplu al României pentru Republica Moldova. Cum vă imaginați implementarea unui asemenea proiect în Republica Moldova, ținând cont de realitățile în domeniul justiției? Un minut și jumătate. Vă asigur că atunci când România a implementat acest proiect, nu o ducea cu nimic mai bine decât Republica Moldova în situația actuală. Este vorba de voință politică. Atunci când în Parlament va exista o majoritate cu caracter și cu voință, suficientă voință și determinare să implementeze acest proiect, lucrurile pot fi schimbate. Noi avem în cadrul sistemului foarte, foarte mulți oameni de o mare calitate care încă pledează și pentru un stat de drept și care încearcă în condițiile actuale să respecte legea. Problema nu este într-atât
în sistem, cât și în oamenii care sunt în acest sistem și ocupă în mare parte funcțiile de conducere. Noi vedem ce se întâmplă în instituțiile respective care trebuie să se ocupe de protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Acolo sunt oameni incompetenți, oameni fără studii juridice, oameni care au nimerit acolo pe criterii politice sau pe criterii de cumătrism, cum la noi se mai spune aici. În condițiile în care toate funcțiile de conducere vor fi în baza unor concursuri profesioniste, în baza unor concursuri de meritocrație, lucrurile și în sistem poate fi îmbunătățit prin modificarea legislației, prin ajungerea acolo în funcțiile de conducere a unor oameni competenți și integri și, evident, prin crearea structurilor și oferirea libertății acestor structuri ca să se ocupe de treaba lor și nu să se implice sau să se ocupe de politică sau de alte lucruri care nu-i vizează. Mulțumesc, domnule Plângău, pentru răspunsul la aceste două întrebări. Continuăm cu domnul Александр Зуй. Господин Зуй, у меня к вам такой вопрос. Вы говорили насчет медицинских учреждений в каждом из регионов. На какие средства вы представляете реализацию этого проекта? Так, спасибо. Уважаемые друзья, значит, строительство или возобновление всех медицинских учреждений, которые могли бы находиться в наших, в нашем районе и повсеместно по всей Республике Молдова, начиная от каждого села и заканчивая, может быть, не от каждого села, а от каждой примарии, вот эти средства изыскать абсолютно несложно. Эти средства могут быть взяты из тех денег, которые контролировать будет государство от продаж газа, от продаж электроэнергии, от продаж дорожных взносов, от продаж телекоммуникаций. Если мы знаем прекрасно, что все эти дорогостоящие газ, вода, электричество и так далее, они практически в два раза завышены тарифы. Если эти деньги все пустить на наше строительство и нашего государства, то их будет, мне кажется, с лихвой достаточно. И еще раз повторяюсь, если мы, не мы, а те люди, которые воровали, прекратят воровать деньги у государства и у народа, то мы можем построить одно из величайших государств в нашем прекрасной Молдове. Спасибо, господин Зуй, за вопрос. Еще один вопрос тоже к вам. Как вы представляете себе, за счет чего вы сможете молодых специалистов в области медицины вернуть к вам, ну, в эти медицинские учреждения не заставить работать, а как? Ну да, правильно, вы поняли. Ясно, я понял, спасибо. Прошу вас. Да, благодарю. Значит, дорогие мои, смотрите, какая ситуация. Если мы в нашей стране предоставим в наших учебных заведениях учить студентов на бюджетной основе, нас не заставим, а предоставим им бюджетную основу, то есть учить их за счет государства, и, естественно, потом создать с ними определенный контракт, по которому студенты после образовательного процесса могли бы работать по контракту на определенный срок, там 3-4 года, отрабатывать эту бюджетное обучение. Поэтому это вполне реально и вполне возможно. И мы прекрасно знаем, что сейчас многие врачи и многие уезжают за рубеж, потому что там больше оплата и так далее. Если мы здесь достойную оплату создадим нашим выпускникам, нашим студентам, дадим определенные льготы на квартиры, на это, я думаю, мы не только оставим их в стране, но и сможем вернуть тех, кто уехал. Спасибо большое за ваши ответы. Сейчас мы переходим к господину Геннадию Панчуку.
Тоже на русском я постараюсь задать вопрос. Вы говорили, что хотите и в Единцах, и во всей Молдове реализовать то, что реализовано в Аргеев. Какие именно проекты вы хотите для вашей области реализовать, и насколько они хорошо, если вы знаете, насколько они хорошо функционируют в Аргеев? Какие три главных проектов, которые вы сможете здесь в Единцах реализовать, и за какие средства? Прошу вас. Ну, спасибо за вопрос. Во-первых, это социальная сфера, материнский капитал. Это первое. В Аргееве получают 7 тысяч лей на первого ребенка и 10 тысяч на второго и последующего. Это можно сделать в Единцах. Это увеличение пенсий, так как это делается в Аргееве и в Жороде Мижлак. И создать инфраструктуру государственную, ну, она у нас получается в Аргееве, она муниципальная, сделать то же самое и в Единцах, в Венецком районе, чтобы это, во-первых, дает рабочие места, это деньги остаются в бюджете района или города, и я думаю, что вот три, а их не три, их очень много, но вы сказали три, я вам назвал первые три. Хорошо, я понял. Еще второй вопрос насчет молодых семей. Здесь, да, в Единцах и по всей Молдове в целом молодые семьи или уходят за границу, или стараются переехать в Кишинев или в Бельцах. Как вы, какие у вас планы насчет молодых семей, чтобы они остались именно в Единцах и по всей Молдове, чтобы они не хотели жить только в мегаполисах или переехали за границу? Вот я вам скажу из своего опыта, потому что я сам был на заработках 4 года, я был во Франции, работал на стройке, поэтому я знаю не из слов, а на своем опыте, лучше чуть-чуть меньше, но на родине. А можно это сделать, так как сделано, я говорю, я буду ссылаться на опыт Аргеева. Там уже около 100 человек, больше, ну, где-то 60 семей уже мы вернули на родину из-за границы. Это предоставили им рабочие места, предоставили им в детских садах место для детей и в школах. Выдали социальное жилье, где они платят по 500 лей в месяц в течение 35 лет, и эта квартира или дом остается у них. Это уже у нас действует, это не просто слова, это уже действует на протяжении больше 2 лет. Поэтому такое же самое можно, и это сделано из денег бюджета. Значит, можно делать и у нас в районе. Am înțeles, domnule Paciuc, mulțumesc mult pentru răspunsuri la întrebările mele. Continuăm cu domnul Marin Livadaru, candidat independent. Domnule Livadaru, prima întrebare. Dacă veți ajunge în viitorul Parlament, cum veți încerca să stabiliți relații de colaborare pentru votarea eventualelor proiecte pe care le veți propune dumneavoastră, pentru că am înțeles că aveți foarte multe, inclusiv în domeniul economic, în contextul în care nu veți avea susținere politică și pentru că sunteți candidat independent? Cum veți încerca să stabiliți o legătură? Что сустинеря, как вы обтяните? У минуты жуматате, ворог. Из уважения к русскоязычному населению Единского района, так как я понял, что в Единицах очень много украинских сел и граждан, которые разговаривают по-русски, я отвечу на этот вопрос на русском языке. Очень важный вопрос. Что может сделать независимый кандидат? Он может сделать очень многое. У нас, к сожалению, за 28 лет исчезла культура уважения к друг другу. Это мы видим в селах, это мы видим в целом по стране. Независимый кандидат может сплотить в парламенте в первую очередь цивилизованное профессиональное общение между законодателями. Я буду призывать к ответственности дипломатическим языком оба блока, оппозиционный блок и руководящий блок страны. И буду призывать к ответственности, потому что так же, как и меня, я надеюсь, с честью, которую нас изберут граждане, я буду напоминать ежедневно, что они тоже удостоились честью и их избрали граждане. И они должны объединиться вокруг конкретных законопроектов. И я буду пытаться быть одним из самых инициативных парламентариев в истории Молдовы.
буду приходить чуть ли не ежедневно на парламентские заседания с новыми законопроектами и буду привлекать внимание и с уважением просить их, чтобы они проголосовали за эти важные инициативы. Я их буду рассматривать как одну единую партию из 101 депутатов, не различая их по национальным принципам и так далее. Am înțeles, mulțumesc mult, domnule Livadaru. Și a doua întrebare, vorbeați despre salarii foarte mici în Republica Moldova, practic de 12 ori mai mici decât ar fi trebuit să fie în mod normal. Cum planificați să majorați salariile? Ce proiecte aveți în acest sens pentru ca cetățenii să fie tentați să rămână în Republica Moldova și să nu-și caute de muncă în străinătate? Și cum veți ajunge la un salariu mediu acceptabil pentru realitățile în care trăim? Тоже очень важный вопрос, наверное, принципиальный вопрос во всей программе, которую я представляю. Два самых важных проекта нужно принимать одновременно. На первый взгляд они ничего общего с друг другом не имеют. Но при более глубоком рассмотрении этих двух законопроектов вы поймете, что все решается в Молдове именно из-за них. Первое – это изменение Трудового кодекса. У нас самая минимальная зарплата по Европе. Это недопустимо после 28 лет, и я очень сожалею, что еще не было ни одной партии, ни одного политического класса, который бы боролся за изменение Трудового кодекса и увеличение минимальной заработной платы минимум в 150 лей в час, чтобы позволило бы платить по 10 тысяч минимум лей в месяц гражданам Молдовы, которые не облагаются налогами. И, естественно, отсюда и второй проект, законопроект, на который нужно дать обязательно ответ. Откуда будут браться деньги для того, чтобы оплачивать эти высокие зарплаты? Элементарно. У нас самая коррупционная финансовая система в Европе. У нас исчезли государственные банки. У нас нет кредитов для предпринимателей с нулевой процентной ставкой без привлечения третейских залогов. У нас нет долгосрочных льготных периодов, особенно для сельского хозяйства и для садоводов. Садовод не может платить по кредитам процентную ставку и тело кредита, если у него только на пятый, на шестой год урожай. А у нас банки требуют с первого месяца оплачивать. Эти два законопроекта самые главные. Am înțeles răspunsul la întrebarea mea. Continuăm cu ultimul candidat la această etapă, doamna Elena Panuș, candidatul partidului nostru. Doamna Panuș, colegii dumneavoastră și dumneavoastră ați vorbit despre corupție, pentru că în Republica Moldova acest fenomen este foarte răspândit. Vă rog să propuneți, să ne spuneți nouă, trei acțiuni pe care le veți întreprinde în viitorul Parlament pentru combaterea corupției în Republica Moldova. Și trecem la următoarea, peste un minut și jumătate, vă rog. Deci, eu chiar în prima luare de cuvânt am punctat aceste trei prim realizarea lor, vă rog. Cei trei prim pași care ar putea să diminueze, hai să zicem că să o combatem definitiv este un proces destul de dificil și de lungă durată, dar pentru început piatra de temelie s-ar putea pune. În primul rând o să propunem un proiect de lege prin care să se facă o revizie totală a averilor și doar în cazul în care cetățeanul își va putea justifica proveniența averilor, doar în cazul acesta, va avea drept la ele. În cazul în care aceste averi nu vor fi justificate prin salarii, nu vor fi justificate prin acte, dăm dreptul statului să treacă în proprietatea statului aceste bunuri, pentru că, spuneam și anterior, nu avem noi moșteniri și respectiv bunuri și venituri mari pot parveni doar din scheme corupționale. Alte soluții nu sunt. Deci primul pas va fi o revizie totală a bunurilor și o revizie serioasă, pentru că noi știm foarte bine că funcționarii noștri știu aș scrie averele pe rude. Am înțeles, doamna Panuș, cea de-a doua întrebare, chiar dacă nimeni dintre colegii dumneavoastră și nici dumneavoastră nu ați vorbit despre ea, violența în familie în Republica Moldova constituie o problemă majoră, în special agresiunea
agresarea femeilor de către bărbați. Dumneavoastră, în calitate de viitor deputat, dacă veți ajunge în Parlament, ce proiect credeți că ar fi eficient pentru a combate acest fenomen și pentru a diminua numărul de cazuri de agresiune a femeilor? Paradoxal, probabil că o să vă mirați, dar am să vă spun că legislația în domeniul combaterii violenței în familie în Republica Moldova este una destul de bună și nu doar în acest domeniu noi avem legislația bună, problema este implementarea acestei legi. Mentalitatea un pic patriarhală la acest capitol, respectiv cazurile de violență în familie și nu doar asupra femeilor, pentru că există și violența asupra bărbaților și trebuie să recunoaștem acest lucru, ne mai vorbim despre violența asupra copiilor. Noi preferăm să trecem cu vederea anumite aspecte ale acestor fenomene, respectiv aici e mai puțin problema în legislație, este problema în dorința și, eu știu, dacă suntem noi suficient de pregătiți ca această lege să o implementăm. Legea este, ea doar urmează a fi respectată, implementată și sesizate organele atunci când ne ciocnim cu astfel de cazuri, nu doar de membrii familiei, dar de ce nu și de vecini și de comunitate, pentru ca să nu permitem în aceste cazuri să nu fie aplicată legea. Atât. Am înțeles, doamna Panuș, mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri, mulțumesc tuturor candidaților pentru aceste răspunsuri desfășurate. Trecem la cea de-a treia etapă, este vorba despre întreabă contracandidatul, fiecare candidat are posibilitatea să adreseze fiecărui oponent câte una sau două întrebări, în funcție de cum doriți. Întrebările vor fi formulate exact și maximum în 30 de secunde, pentru ca să reușim să ne încadrăm în timp. Răspuns la întrebarea contracandidatului va avea fiecare dintre dumneavoastră câte un minut. O să vă rog să numiți candidatul care vă răspunde la întrebare. O să începem cu dumneavoastră, domnule Plângău, reprezentantul blocului electoral acum. Deci eu aș fi dorit să adresez o întrebare guvernanților, dar ei nu-s. De asta, probabil, domnului candidat din partea partidului Șor. Ilan Șor este condamnat definitiv de către o instanță de judecată pentru implicarea sa în devalizarea celor trei instituții financiar-bancare. Probabil toată campania electorală pe care o desfășoară este din acei bani furați de la acele instituții financiar-bancare. Nu credeți dumneavoastră că pe lângă articolul 181, paremise din codul penal, care spune despre coruperea legăturilor, puteți fi tras la răspundere și pentru folosirea acelor bani din acele instituții financiar-bancare în interese electorale? Domnule Panciuc, vă pun vopros, da? Прошу вас, одна минута. Я вам хочу сказать то, что у нас пока еще страна юридическая, работают законы и существует, я не юрист, но у нас существует презумпция невиновности, насколько я знаю. Поэтому окончательного решения суда нету. И насколько мне не изменяет память, так же самое, как ваш лидер вашей партии, тоже будучи министром образования, участвовала в... было министром в правительстве, когда этот миллиард крался. Поэтому давайте дождемся окончательных результатов судебных и будем говорить, откуда финансировалось, кто финансировался, кто брал эти деньги. Am înțeles, mulțumesc, domnule Paciunc, pentru răspuns. Domnule Plângău, dumneavoastră mai aveți dreptul să adresați încă o întrebare oricăruia dintre candidații care sunt aici. Vă rog. Și totuși... Da. Faptul dat că a fost furat un miliard este cert pentru toată lumea, altfel nu am fi trăit așa cum trăim. În condițiile respective, întrebarea este altfel. Nu credeți dumneavoastră sau v-ați pus vreodată întrebarea de unde provin acei bani pe care dumneavoastră acum în momentul de față îi cheltuiți pentru campanie electorală și dacă nu credeți că acei bani ar putea fi din cele trei instituții financiar-bancare și că într-un moment dat un procuror liber și independent ar putea să bată la dumneavoastră la ușă pentru ceea ce faceți. Mersi. Мульцумеск, домле Плангау. Я не боюсь отвечать перед прокурорами, перед судьями, потому что
деньги эти финансируются, как вы говорите, из того миллиарда. Деньги выделялось государством на предвыборную кампанию, деньги выделяются спонсорами, деньги выделяются членами партии, взносы. Вот откуда идет финансирование, а не из миллиарда, о ком вы говорите. У вас еще есть время, можете продолжить. Хорошо. Я ответил, я думаю, ответил сполна. Trecem în aceeași ordine. Domnule Alexander Zui, vă rog să adresați prima întrebare unuia dintre contracandidații dumneavoastră. Jumătate de minut aveți. Еще раз. Да, я хотел бы задать вопрос нашему оппоненту Левадару Марину. Хотелось бы послушать его маленькую, на несколько там минут или на минуту, его предвыборную кампанию просто, если это возможно. Или по какой-то другой теме вопрос надо. Это ваш выбор. Да, насчет это мой выбор. Я программы. Хотел бы послушать его маленькую, на одну минуту, свою предвыборную кампанию. Доля Левадару, ворог, ун минут. Спасибо за предоставленную возможность дополнить то, что я пытался сделать вначале. Но, к сожалению, не хватало времени, за это я очень благодарен господину Зую. Дорогие мои, независимые кандидаты здесь единственные, к сожалению, нету еще двое. Я знаю, что еще два кандидата зарегистрировались, но их нету. Он имеет огромные возможности, потому что за 28 лет у Единского района, как и у всех оставшихся 32 районов в стране, есть возможность выбрать своего кандидата в парламент республики. Моя задача сделать четыре вещи. Первое. Предложить обществу и с помощью парламентариев реформировать трудовой кодекс. Параллельно реформировать финансовую систему, чтобы заработала экономика и были деньги, откуда платить эти высокие зарплаты. Третье. Как независимый кандидат независимого района Единец, независимо создавать экономику в Единицах и привлекать напрямую инвестиции в Единицах. И последнее, четвертое, вместе с вами принимать решения. Вместе с вами принимать решения. Спасибо. Am înțeles, mulțumesc mult pentru răspuns. Domnule Zui, dumneavoastră mai aveți posibilitatea să adresați încă o întrebare unuia dintre candidați, dacă doriți. Еще одному депутату, да. Ну, в сущности, у меня к сидящим здесь кандидатам нет вопросов. К сожалению, нет тех кандидатов, кому бы хотелось задать кое-какие вопросы. Поэтому спасибо всем тем, кто пришел и сегодня на дебатах с нами здесь вместе. Am înțeles. Deci, mulțumesc, domnule Zui. Urmează domnul Ghenadie Panciuc, candidatul din partea partidului ŠOR. Господин Панчук, у вас есть возможность адресовать два вопроса, кому хотите. Ну, тогда я спрошу Дину. Ответь, пожалуйста, почему вы так активно продвигаете идею унионизма и считаете ли вы, что Республика Молдова не может существовать как отдельное государство? Domnule Plângău, aveți la dispoziție un minut pentru răspuns. Domnule contracandidat, în primul rând noi pledăm pentru un stat de drept. Într-un stat de drept, libertatea de opinie este fundamentală. Deci, pentru noi este important ca cetățenii Republicii Moldova, indiferent de opțiunile sale politice, să poată liber să-și promoveze ideile, fără a fi bruscați, bătuți, intimidați, fără a fi supuși unor dezmățuri care se întâmplă acum în Republica Moldova. Iar dreptul la libera exprimare presupune ca oamenii să poată alege dintre Uniunea Vamală, pe care eu de unul singur o consider irealizabilă în condițiile în care nu ai o graniță directă cu Federația Rusă, între alege dintre integrarea Uniunii Europeană ca proiect de țară pe care îl avem noi. Și, evident, există o mare parte din cetățenii noștri care consideră în viziunea lor politică că este în beneficul lor sau a Republicii Moldova, unirea Republicii Moldova cu România. Atât. Mulțumesc pentru răspuns, domnule Plângău. Domnule Панчук, у вас еще есть возможность адресовать еще один вопрос. Я хотел другой вопрос задать, но дополни этот. Вы не ответили мне на вопрос.
Вы считаете, что Республика Молдова не может существовать как отдельное государство? Да или нет? Вот просто да или нет? Но это немножко нелогичный вопрос, потому что Республика Молдова на данный момент является независимым государством. Правда в том, что мы не очень свободное государство, потому что права человека зачастую нарушаются. Но вопрос ваш немножко нелогический, потому что мы независимое государство. Mai aveți timp, puteți desfășurați răspunsul. Da. Mersi. Cum am spus, viziunea noastră politică este una clară și se află pe site-ul nostru, există în programul nostru electoral, există și în ziare, în afișe, pliante electorale, pe care noi încercăm să le distribuim tuturor celor aflați, dacă vorbim de Iedineț, tuturor celor aflați la Iedineț. Prioritățile noastre nu sunt la momentul de față geopolitice, prioritățile noastre la momentul de față sunt prioritățile oamenilor care se confruntă cu sărăcie, cu nedreptate, cu încălcare de lege. Acestea sunt prioritățile noastre numărul 1. Iar despre principiile geopolitice o să vorbim mulțumesc după mult. Ce rezolvăm problemele interne. Mulțumesc, domnule Plângău, pentru răspuns. Domnule Paciung, vă mulțumesc mult pentru întrebările adresate. Continuăm cu domnul Marin Livadaru, candidat independent. Domnule Livadaru, aveți câte jumătate de minut pentru fiecare dintre cele două întrebări. Să adresați oricăruia dintre candidați doriți. Vă rog. Conectați microfonul. Domnul Galben, din ce citesc aici, eu am dreptul să dau la toți una și aceeași întrebare, ca exemplu, sau fiecare separat. Puteți și așa, vă rog. Da, vă mulțumesc. В связи с этим я задам два вопроса всем кандидатам и с уважением каждому из них, чтобы они высказались. И на один и тот же вопрос, на одни и те же два вопроса ответили одинаково. Возможно, по-разному, но с правами ответить. Итак, уважаемые кандидаты, скажите, пожалуйста, избирателям в Единицах, откуда вы будете изыскивать средства финансирования экономических проектов, как для района Единица, в целом вместе с вашими партиями для страны? Это первый вопрос. И второй вопрос, который, считаю, является принципиальным. Скажите, пожалуйста, если ваше личное мнение будет расходиться с мнением ваших начальников, руководителей ваших партий, что вы будете делать в этом случае? Вы покинете эти партии или вы будете продолжать защищаться, продвигать свое мнение в партии и защищать обещания, которые вы даете сейчас в предвыборной кампании? Спасибо. Am înțeles, domnule Livadaru, să mergem conform ordinii, domnule Plângău. Aveți pentru răspuns un minut. Domnule Livadaru, eu nu înțeleg care este atitudinea dumneavoastră proastă față de partidele politice în condițiile în care dumneavoastră singur sunteți un președinte a unei formațiuni politice. Voi începe cu a doua întrebare. În calitate de deputat, voi merge după propriile convingeri care nu contravin nici cum programului nostru electoral pe care îl puteți găsi și cu care voi ieși în fața domniilor voastre și am ieșit deja în toată această perioadă. Despre resursele financiare. Principala sursă financiară în condițiile actuale în Republica Moldova sunt recuperarea banilor din urma devalapidărilor, furturilor și așa mai departe. Dumneavoastră știți câte miliarde se fură zilnic din Republica Moldova. Doar în timp de un an am dat o cifră pe care a anunțat-o, nu noi, opoziție, pe care tot guvernarea a anunțat-o, de 3,2 miliarde de dolari care s-au evaporat din gestionarea frauduloasă. Pe lângă asta, noi vrem să avem un parteneriat foarte bun cu țările, cu partenerii noștri de dezvoltare și să atragem investiții. Domnule Plângău, mulțumim mult pentru răspuns. Continuăm cu domnul Alexandru Zui, reprezentantul și candidatul nemijlocit al Partidului Comuniștilor din Moldova. Răspuns la aceeași întrebare, un minut. Da. Дорогие друзья и Марин, спасибо. Значит, я уже сказал, прекращение, полное прекращение воровства в Республике Молдова доставит огромнейшее количество средств для того, чтобы можно было поднимать эту страну. И я надеюсь, все сидящие в зале со мной с этим согласны, и все сидящие здесь. Конечно, в дальнейшем работа при влечении инвестиций зарубежных, но для этого надо быть страной бескоррупционной. Дальнейшее строительство государственных банков, опять же, это нужно, чтобы мы были бескоррупционны. Это ответ на первый вопрос. И на второй. Если мое мнение будет расходиться с моей
партия, которая представила меня кандидатом в парламент, естественно, я буду защищать свое мнение, потому что и буду считать его правильным. Спасибо, господин Зуй. Следующим будет отвечать на вопрос господин Панчук. Последнее время показало год или там год с чем-то, что Молдова не получает никаких из-за рубежа грантов, и деньги в Молдове есть. Поэтому при правильном распределении денег, я думаю, хватит на, если не на все, то на очень много проектов для Иднецкого района, который мы отвечаем за Иднецкий район. Это на первый вопрос. На второй вопрос отвечу. Если будет расхождение мнений мое и руководство партии, в первую очередь я отвечаю за свой район, за тех людей, которые меня выбрали как человека, как лидера. А во-вторых, я думаю, что можно будет убедить и доказать руководство партии, что для Иднецкого района, допустим, нужно делать так-то и так-то. Спасибо, господин Панчук, за ответ. И последний ответ. Елена Пануш. Дамна Елена Пануш, вырог. Дом Ливодару. Паря Шампик Бизар, к неаксам пионуш ачеш, дар аста есть проблема, что нас тоже сидит фарте бине, аколо, где есть стадо дрепт и ной коррупции. Сынт инвестиции строине, аколо, он сынт инвестиции строине. Есть крештери экономика, аколо, он есть крештери экономика, сынт локур де мунка, аколо, он сынт локур де мунка, este, sunt bani pentru dezvoltarea țării. Și doi, nu știu cum în alte partide, dumneavoastră, poate v-ați făcut o părere eronată, în partidul nostru, categoric nu-i pușcărie, toți avem dreptul la cuvânt și mai mult ca atât ne apărăm dreptul la cuvânt și aceste și părerile noastre sunt luate la cont, adică chiar nu este o problemă la acest capitol, cel puțin despre formațiunea pe care o reprezint pot spun cu certitudine acest lucru. Ne apărăm dreptul la opinie și decide majoritatea pentru că este un deziderat corect. Mulțumesc mult, doamna Panuș. Domnule Livadaru, dumneavoastră v-ați încadrat în jumătate de minut cu întrebarea pe care ați adresat-o. Chiar dacă au fost două aspecte, mai aveți ocazia să adresați încă o întrebare, dar vă rog să fie o întrebare și nu mai multe componente. Jumătate de minut. Я специально задал два вопроса, чтобы выиграть время и ответить на вторую мою возможность высказаться. Дорогие мои, у Молдовы есть огромные запасы денег, нам не нужна никакая помощь ни из России, ни из Евросоюза. У нас есть валютно-резервные запасы, которые составляют на сегодняшний день 3 миллиарда долларов. Они проинвестированы в гособлигации Соединенных Штатов Америки. И народу об этом не говорится. Национальный банк каждый год собирает 200-300 миллионов и инвестирует в эти облигации. Mulțumesc mult, domnule Livadaru, ați folosit timpul cum ați considerat de cuviință. Doamna Elena Panuș, candidatul partidului nostru, aveți posibilitatea să adresați două întrebări, atât tuturor dintre cei prezenți, cât și unuia în parte, vă rog. Deci, regret, dar cred că astăzi o să-l facem pe domn Panciuc vedetă, pentru că nu sunt partidele care sunt partea componentă a opoziției și puterii a sistemului în acest stat și întrebările vin mai mult către dânsul. Domn Panciuc, ați spus că în Orhei, dacă am înțeles corect, dacă n-am înțeles corect, vă rog frumos să mă corectați, că în Orhei se măresc pensiile și indemnizațiile pentru mame. Din câte știu eu, e parcă la nivel de stat ar putea să se întâmple acest lucru. La Orhei se măresc pensiile și indemnizațiile pentru mame din miliardul frat, da sau nu? Отвечу вам на вопрос. В Аргееве в три раза подняли бюджет города. В три раза. Поэтому там есть, там не с этого миллиарда деньги. И поэтому... Не с этого миллиарда, да? Нет, не с миллиарда. Это из бюджета города. И там...
Вы рог. Ну, дайте мне отвечу до конца. И там не увеличились пенсии, к сожалению, потому что закон не позволяет увеличивать пенсии в отдельном городе, в одном населенном пункте. Там идут дотации, помощь к пенсии. Это разные вещи чуть. Мы бы рады поднять пенсию, но, к сожалению, закон не позволяет нам этого делать. Mulțumesc, domnule Panciuc. Doamna Panuș, mai aveți ocazia să adresați încă o întrebare, vă rog. Și a doua întrebare este pentru toți candidații. De moment ce suntem la capitolul pensii, știm foarte bine că acordul de asociere cu Uniunea Europeană cere guvernării moldovenești și este deja implementat majorarea cenzului de vârstă de pensionare. Vreau să aud de la fiecare dintre dumneavoastră dacă, în primul rând, sunteți de acord cu această situație, dat fiind faptul că știm foarte bine că speranța de viață în Moldova este una foarte mică și dacă nu, ce veți face ca să schimbăm ceva? Am înțeles întrebarea dumneavoastră, cred că și colegii candidați. Domnule Plângău, aveți un minut la dispoziție pentru a răspunde la această întrebare, vă rog. Deci noi am fost împotrivă ca să se mărească cenzul de vârstă pentru pensionari. Am organizat și proteste la Chișinău foarte mari împotriva acestei idei atunci când democrații au încercat să schimbe și au schimbat în Parlament această lege cu privire la pensionare. Noi trebuie să înțelegem foarte bine că în Republica Moldova oamenii au o natalitate, adică mor la o vârstă nu atât de înaltă. Și în condițiile în care mai ridici cenzul de pensionare, atunci cu siguranță majoritatea dintre ei muncind o viață nu mai ajung să primească o pensie de la stat bine meritată. În condițiile în care, spre exemplu, aceleși țări de Uniunea Europeană, oamenii ajungând la pensie își permit să meargă la odihnă. La noi mai mult de jumătate din numărul total de pensionari primesc o pensie sub minimul de existență. Deci sub minimul de existență. Primesc o pensie de 1000 de lei sau chiar mai puțin, din care nu ți ajung nimic să cumperi sau nici mai, nemai vorbim de să-ți achiți facturile din acei bani. Mulțumim, domnule Plângău, pentru răspuns. Domnule Alexander Zui, PCRM, un minut pentru răspuns. Если вопрос ставится строго о пенсиях, то я хочу сказать, что партия коммунистов – это партия социальная партия. Она приходит всегда, когда в стране начинается полный разрыв между социальным равенством людей-пенсионеров, работающих, студентов и так далее. Поэтому у нас есть большая программа по пенсионному обеспечению. Что это означает? Пенсии планируется увеличить примерно в два раза по сравнению с той корзиной, которая у нас есть. Вот. И далее, мало того, что эти пенсии должны индексироваться как минимум два раза в год и не по 3%, а гораздо более. Как я уже говорил, что деньги на это вполне реально найти, хотя очень трудное положение пенсионеров у нас в стране, гораздо больше, чем работающих людей и так далее. Поэтому пенсии надо изыскивать с других средств. Mulțumesc, domnule Zui, pentru răspuns. Domnule Panciuc, un minut. Партия ШОР выступает против повышения возраста выхода на пенсию. И я еще раз повторюсь, что партия ШОР не на словах сейчас, а на деле уже увеличивает, пусть помощью, пусть, но уже увеличивает размер самой пенсии. Это, я еще раз повторяю, это не на словах, это на деле. В тех местах, где победили наши кандидаты. Я думаю, что это можно сделать по всей Молдове, когда мы придем к власти. Mulțumesc, domnule Panciuc. Domnule Livadaru, un minut pentru răspuns. Я хочу поблагодарить госпожу Пануш за такой очень важный и принципиальный вопрос. Почему? Потому что избирать совершенно ясно будут пенсионеры. Они дисциплинированно придут из сел, и именно от этого ответа и зависит их выбор. Безусловно, нужно прекратить эту тенденцию, которая в капиталистическом мире везде происходит, во всех странах. Специально увеличивается пенсионный возраст, потому что олигархи воруют ваши пенсии. Это нужно приостановить, и мы должны в Молдове показать даже пример всем остальным странам. Пенсионный возраст должен быть 60 лет. Они деньги воруют, а потом нечем выплачивать пенсии. Безусловно, это надо прекратить. И здесь я с вами полностью согласен. Спасибо.
Mulțumesc mult, domnule Livadaru, pentru răspuns. Doamna Panoș, vă mulțumesc pentru întrebările adresate colegilor dumneavoastră. Acum trecem la cea de-a patra etapă, microfonul deschis. Noi avem aici colegii de la Promolex, care o să-i rog să ne ajute cu un microfon. Și toți cei din sală care doresc să adreseze întrebări celor care sunt în fața dumneavoastră, celor care urmează să vă reprezinte în viitorul Parlament, vă rugăm, doar că trebuie să vă descriu un pic procedura. Întrebările din sală trebuie formulate în maxim 30 de secunde și vor avea tangență cu tema dezbaterilor. Dumneavoastră ați auzit despre ce se discută. Răspunsurile la întrebări vor fi oferite din partea candidaților și veți avea până la un minut pentru fiecare răspuns. Pot fi și completări din partea oponenților până la 30 de secunde. Ne propunem jumătate de oră pentru această etapă. Vă rog, da, dacă aveți o întrebare. Vă rog să vă prezentați numele, prenumele și pentru cine este adresată întrebarea. Candidatul și partidul pe care îl reprezintă sau dacă este independent, menționați asta, vă rog. Bună ziua, sunt Nicu Trincanu. Întrebarea pot să o adresez pentru toți sau numai pentru unul? Pentru toți inclusiv. Din cauza că în Republica Moldova, într-adevăr, în Banca Națională... Îmi cer scuze, o leac mai tare. Din cauza că în Banca Națională, într-adevăr, nu există transparență, spuneți, vă rog, de ce lumea nu cunoaște despre rezervele valutare ale Moldovei și unde sunt aceste investite și de ce nu sunt investite în economia națională? Mulțumesc mult pentru întrebare. O să începem cu doamna Panoș ca să mai schimbăm un pic procedura de a răspunde la întrebări. Doamna Panoș, vă rog, cred un minut. Că, da, o să mă străduiesc să fiu succintă. Cred că e mai puțin întrebarea către noi. Întrebarea este către guvernare. De ce lumea nu cunoaște? Pentru că nici noi nu toți cunoaștem. Și oare doar asta nu cunoaștem unde sunt rezervele valutare? Noi nu cunoaștem nimic ce se întâmplă în băncile noastre, noi nu cunoaștem ce se întâmplă în economie, nu cunoaștem ce se întâmplă în judecăți, știm doar una, că se întâmplă lucruri care ne lezează drepturile și suntem furați zilnic. Mulțumesc, doamna Panoș, pentru răspuns. Domnule Livadaru, vă rog. Уважаемые граждане, национальные резервы это является самым главным достоянием страны. Мы все работаем на то, чтобы они пополнялись. Национальный банк, заверяю со всей ответственностью, ежегодно собирает по 200-300 миллионов, прячет от народа и инвестирует в облигации, государственные облигации правительства США. Вместо того, чтобы эти деньги ежегодно вкладывались в нашу экономику. Большинство политиков не знают об этом, но стремятся к власти, попадают в парламент и допускают грубейшую ошибку по отношению к собственному народу, к собственным избирателям. Это надо прекратить. У нас огромный источник денег. Каждый год наши граждане официально по 2 миллиарда перечисляют, неофициально их на самом деле более 4 миллиардов долларов. Но они не вкладываются в экономику из-за именно барьеров Национального банка. Нам нужно изменить законодательство, финансовую систему в целом и устав Национального банка. Мульцумеск, домля Ливадаро, домля Панчук. У меня такое же мнение, что деньги надо вкладывать не в ценные бумаги других государств, а в реальную экономику, в фабрики, в заводы, в инфраструктуру своей страны. И тогда будет больше толка для страны. А то, что делает сейчас правительство, мы не находимся у власти. И вот, как сказали мои кандидаты, контркандидаты, мы не в курсе, люди действительно не в курсе то, что делается сейчас у правительства. И очень жаль, что сейчас нету, не присутствуют кандидаты, которые, наверное, бы лучше бы ответили на этот вопрос, если бы они хотели на него ответить. Mulțumesc, domnule Панчук. Domnule Зуй, aveți un minut la dispoziție pentru răspuns. Да, я тоже поддерживаю то, что действительно все инвестиции, которые создаются в Молдове, они должны большинством работать на наше государство, у нас. Единственное, что может быть, я сразу вам скажу, что я не очень компетентен в этом вопросе, но могу сказать, что может быть это... деньги, которые вкладываются туда в государственные облигации на случай каких-то катастрофических
в каких-то катастрофических случаях они могут играть роль в плане ценных бумаг или возврата денег обратно на родину, в том плане, что какое-то землетрясение может на расходы к этому землетрясению или какие-то военные действия, или еще может быть эти деньги вкладываются. Еще раз говорю, что лучше бы, конечно, пока мы живы и живым, эти деньги гораздо больше нужны в инвестициях у нас в Молдове. Mulțumesc, domnule Zui. Domnule Plângău, un minut la dispoziție pentru răspuns. Mulțumesc. Deci că nu avem transparență, nu avem transparență în genere nicăieri, nu numai la Banca Națională, dar cel mai bun lucru sau cel mai important lucru care se întâmplă acolo, cu siguranță le știe Ivan Șor și Plahotniuc, care în 2014-2015 ne-am trezit că au dispărut banii din trei bănci cele mai importante din Republica Moldova, iar Banca Națională a fost folosită ca să acopere găurile bugetare din cele trei bănci, deci s-a dat cu împrumutul, iar banii băncii naționale sunt banii noștri, de fapt, a tuturor oamenilor. Iar ceea ce ține de așa numitele obligații pe care le are Banca Națională, probabil, nu știu, nu am văzut niciun document, probabil se exagerează, dar cu siguranță Ministerul Finanțelor și Banca Națională au emis în ultima perioadă niște hârtii de valoare prin care a luat credite de la băncile interne din Republica Moldova pentru a gestiona cheltuielile curente din diferite instituții. Mulțumesc, domnule Plângău. Următoarea întrebare din sală, vă rog să menționați cui este adresată și să vă prezentați. Dacă e posibil la toți, deoarece mă numesc Istrati Vasile, s-a vorbit foarte mult despre corupție, combaterea corupției. Eu vreau să întreb stimații candidați, ce înțeleg ei prin noțiunea de corupție, care sunt actele normative care reglementează combaterea corupției și care sunt cele mai răspândite în Republica Moldova fapte de corupție? Am înțeles. Cred că va fi răspunsul general la toate aceste aspecte pe care le-ați menționat. O să începem iarăși cu doamna Panuș. Doamna Panuș, vă rog, aveți un minut la dispoziție. Un pic schimbăm ca să fiu ordine. Mai dinamic. Încă o dată, în numele dumneavoastră, mă scuzați. Istrati, domn Istrati, sunteți jurist de profesie, lucrul ăsta este foarte vizibil, aveți stofa asta de a pune întrebările într-o manieră așa, în strictă conformitate cu codul penal, da? Eu nu sunt jurist de profesie, eu sunt filolog, nu o să vă răspund în termeni juridici, pentru că în fiecare echipă există specialiști în diverse domenii. Dar, la modul general, ne-am pronunțat la acest capitol și nu contează actele juridice în baza căreia vrem să eradicăm corupția, ci contează oamenii care pun în aplicare aceste acte juridice. Și atunci când oamenii care vor aplica legea vor fi cei care vor trece prin lustrație corupției, atunci și actele juridice vor fi implementate așa cum cere legea. Mulțumim, doamna Panuș, pentru răspuns. Domnule Livadaru, vă rog. Domnule Istrate, Republica Moldova activează după principiul deja demonstrat disavant sociologic care se numește cleptocrație. Asta se înseamnă hoții și puterea, puterea hoților, din traducere latină. Noi trăim într-un stat unde puterea este a hoților, asta este evident. Dar adevărul mai este mai dur, pentru că ce înseamnă corupție? Acela este vinovat care propune banii și acela care ia banii, ascuns, netransparent de societate, mai ales cei care sunt în administrația publică. Așadar, atâta timp cât noi n-ați ne dăm seama că avem un stat așa de vulnerabil, cu așa mici salarii, aproape fiecare cetățean este impus. Mai ales cum așteptați de la oameni care primesc 3-4 mii salarii în administrația publică să fie cinstit când gestionează milioane? Desigur că vor fura. Trebuie de schimbat radical sistemul. Domnule Strati, я хочу вам ответить на этот вопрос. Закон у нас в Молдавии хороший. Люди, к сожалению, или некомпетентные, или не хотят выполнять свою
работу. И от того, что были инвестиции из-за рубежа на изменение судебной системы, миллионы вкладывались, взяли кредиты, ничего не поменялось. Поэтому, наверное, надо менять людей. И я думаю, что если бы судей, прокуроров выбирали бы люди, они назначались бы сверху, так как примарей, то я думаю, что они бы отвечали за свои действия и законы бы у нас действовали. Мулцумес, Дональд Панчук, господин Зуй. Василий Георгиевич, этот вопрос действительно юридический, и как бы мне сложно на него отвечать, да. Но я хочу сказать, что придя к власти люди, которые будут следить за своей честью и за своей совестью, может быть, вот эти коррупционные механизмы прекратят действовать в нашей стране. Но для этого нужно порядочных, честных людей привести в нашей стране к власти и к парламентскую, в парламент. Спасибо, господин Зуи. Домнуле Дину Плангау, Варог. Mulțumesc mult pentru întrebare, domnul Istrati. Mie e foarte tare, îmi pare rău că nu există reprezentantul Partidului Socialist și reprezentantul Partidului Democrat aici, pentru că ei despre corupție știu mult mai multe decât oricare jurist din această sală, pentru că au transformat din corupție o adevărată artă. Au ridicat-o la nivel destul de înalt, din cauza căreia suferim cu toții. Și de ce am adus la... în prima față reprezentanții acestor două partide, pentru că corupția este o noțiune care este strâns legată cu statul, este strâns legată cu funcționarii publici, cu instituțiile publice și având aceste două partide în momentul de față la guvernare, mă refer aici la Partidul Socialiștilor și la Partidul Democrat, ei ne-ar putea răspunde mai mult de ce am ajuns la un nivel atât de înalt de corupție și de ce trăim atât de prost. În primul rând, ca să luptăm cu corupția, evident, avem nevoie de voință politică, avem nevoie de oameni cu caracter și independență în structurile cheie. Mulțumim, domnule Plângău. Domnule Istrati, sper că ați primit răspuns la întrebarea noastră așa cum ați așteptat. Următoarea întrebare din sală, vă rog să vă prezentați și să-i spuneți cui adresați întrebarea. Deci, mă numesc Elena Nojac, sunt locuitarea orașului Iedeț. Întrebarea mea, mai bine zis două întrebări, câte domnul Panciuc. Domnul Panciuc, dacă dumneavoastră accedeți în Parlament, spuneți-mi, vă rog, cum o să luptați cu corupția dacă însăși liderul dumneavoastră este corupt până în măduva oaselor și tot el este protejat de guvernale și îi dă voie să facă tot absolut ce vrea. Să manipuleze cu lumea, să ne dea cadouri, să îmble cu caravana prin toate satele. Spuneți-mi, vă rog, deci asta este prima, cum o să luptați cu corupția? Și a doua întrebare... Deci dumneavoastră doriți să accedeți în Parlament pe lista uninominală. Care este deosebirea dintre deputatul care accede în Parlament uninominal și pe lista națională? Mulțumesc! Vă mulțumim mult pentru întrebare, domnule Panciuc. Я отвечу вам еще раз. Вначале я говорил, что у нас страна пока есть еще правовое государство. Поэтому давайте дождемся заключительных судей. Хорошо, у нас еще нет окончательного судебного решения, поэтому говорить, что кто-то вор, а кто-то не вор, пока еще рано. Это отчет Кролл, это, если вы знаете, отчет Кролл, это заказная организация, которая работает на заказ. Вот кто ей платит деньги, заказывает, так они там все и пишут. Но заказали, к сожалению, сейчас нету этих партий, которые тут присутствуют. Они заказали, они оплатили. То, что им надо было, то и написали. Поэтому давайте дождемся окончательного решения суда, чтобы мы не забегали вперед со своими выводами. И второй вопрос, напомните, какой там по одномандатному? Дифференция один три. Я считаю, что мы уже раз обсуждали эту тему. Нету разницы между депутатами по одномандатному округу или депутатами по списку. Но с одномандатного депутата больше спрос, потому что люди конкретно за него голосовали. Поэтому я считаю, что для одномандатников должны быть чуть-чуть больше полномочий, чтобы он мог влиять на
местную власть на решать проблемы на местах. Вот если он, я отвечаю за Веденецкий район, если я буду выбран, значит, чтобы я, когда приезжал в Веденецкий район, я мог спросить с примарей, с начальника полиции, прокуратуры, председателя района, почему так, а не так. А получается, одномандатников, вот как на референдум выставили вопрос, его можно отозвать. Отозвать по какому принципу? Кто будет отзывать его? Кто будет решать? Они это не решили. Если отзывать, значит, у человека больше полномочий, и он за больше будет отвечать. Мулцумим, Дональд Панчук, пентру респонс. Спер ка ați primit răspuns dumneavoastră. Vă rog. Плешко Игорь, советник от нашей партии в городе. У меня длинный вопрос, можно записывать даже из-под вопросов. Значит, первый, мы говорим о следствии, как... А коррупция? Коррупция – это следствие. Причина этой коррупции – это несовершенство закона, традиции, вынужденность людей, невоспитанность. Мы это пока я ни от кого не услышал. Второй вопрос. Вот такой поддых. Кто из вас готов отказаться от льгот депутатских, зарплат депутатских, неприкосновенности? Будучи депутатом, готовы ли вы кто-то из вас? И третий вопрос, подвопрос. Как вы относитесь к тем, кто проигнорировал эту встречу? То есть тем депутатам, кандидатам в депутаты, который не пришел. Ни уважения, не верят в это, не видят целесообразности или еще что-то. И еще, последнее. Фарты скорт. Да, это самое. Почему наша самоработящая страна с самыми работящими людьми самая нищая? И кто виноват? Это важнее. Кто виноват в этом, что мы самые работящие, самые нищие? Хотелось бы от вас это услышать. И если будет время еще. Am înțeles. Mulțumim mult pentru cele patru întrebări. O să începem cu candidatul numărul 1, domnul Dinu Plângău. Sper că ați reținut aspectele. Vă rog să vă încadrați într-un minut. Было тяжело. O să vă spun în română. Deci, în primul rând, evident că majoritatea deputaților corupți, hoți sau, nu știu, de orice orientare care au tendința să intre în Parlament pentru a beneficia de scheme și de oarecare protecție politică, nu au nevoie de salariile de deputați. Un om cinstit, un deputat care cinstit, care vor lucra în interesul cetățenilor, evident, are nevoie de un salariu pe care să trăiască și este absolut normal. Nu cred că întrebarea poate fi pusă astfel. Iar a doua întrebare care... Erau mai multe întrebări acolo despre corupție și... Care sunt cauzele corupției? Am înțeles. Ну, причин очень много, в том числе все, которые вы перечислили. Бороться надо по закону. Так как писано в законе, так и надо бороться. Надо арестовывать коррупционеров, надо в структурах, которые в органах, которые должны бороться с коррупцией, ставить хороших людей, профессионалистов. Ну, это в вашем... Вы специалист по борьбе с коррупцией или как? Нет, я считаю. Так вы считаете, но есть какие-то же... есть какие-то нормы, есть какие-то экспертизы. Мы, по нашему примеру, мы хотим имплементировать в Молдове, по примеру, Румынии. Вы знаете, в Румынии есть ДНА. Так вот, в Румынии арестовывают, в последние годы арестовывают судей, арестовывают министров, даже, вы знаете, Драгню, этот, как ихний Влад Плохотнюк, только румынский Влад Плохотнюк. Так у Драгни есть уголовный досар пенал, да? Досар пенал пентру корупции. И are dosar penal pentru corupție. Deci noi vrem să implementăm ceea ce s-a întâmplat în România, aici, în Republica Moldova, pe modelul DNA-ului românesc.
cea mai funcțională instituție. Mulțumesc, domnule Plângău. Pe viitor o să vă rog foarte mult cei care adresați întrebări să adresați câte o întrebare. Dacă vom avea timp, vom reveni la întrebările celelalte, pentru că efectiv candidații nu reușesc să memorizeze și nu veți primi răspuns la întrebările care sunt prioritare. Alegeți dumneavoastră la care întrebare răspundeți. Domnule Zui, aveți un minut la dispoziție, vă rog. Насчет коррупции я хочу сказать. Значит, коррупция – это как проституция, она стара как мир. Искоренить ее практически невозможно. Еще раз говорю, только совесть и честь наших людей может кандидатов в депутаты или самих депутатов, или самих служащих людей может убрать это злостное членовредитель, не членовредитель, а вредительство нашей страны. Это раз. Второе. Вопрос был задан, но этот вопрос самый легкий. Сможем ли мы отказаться от зарплат депутата или вообще от должности, или от неприкосновенности? Да, свободно. Это самый легкий вопрос. Эти деньги нам абсолютно не нужны. Нас выбирает народ, и народ доверяет нам, чтобы мы вели своих людей к благосостоянию хорошему нашей жизни. То есть мы должны быть слугами народа и Зуй. В воздухе. Каждый может иметь свое предприятие, свое... Домнле Зуй, мулцумес мулт. Дака май авец де распунс, доар un mic aspect, am dreptul ca moderator să fac o precizare. Din ce surse veți trăi în momentul în care veți, на какие средства вы будете жить, если вы не будете получать зарплаты из парламента? Очень коротко. Я буду жить на пенсию, ту, которую мы постараемся увеличить несколько раз. Хорошо, я понял. Господин Панчук, одна минута. Я считаю, что депутат должен получать зарплату, потому что каждый труд должен оплачиваться, в том числе и труд депутата. И второй вопрос, ответ я дам. Лично я готов отказаться от депутатской неприкосновенности, если я попаду в парламент. С коррупцией надо бороться. И нужно бороться. И мы будем бороться с коррупцией. Ну это вот все причины, спасибо, которые вы перечислили, вот, к сожалению, в Молдове они существуют. Вот все, которые вы перечислили, потому что так традиция, так власть, такие люди, такие законы. Вот все, все вместе и получилось то, что мы сейчас имеем на сегодняшний момент. Am înțeles, domnule Panciuc, mulțumesc foarte mult. Domnule Livadaru, întrebarea din sală are trei aspecte. Deci cauzele corupției, dacă veți renunța la salariu și la imunitatea de parlamentar și cea de-a treia, de ce suntem atât de harnici, dar trăim atât de prost? Un minut. Domnul Galben, înainte vă rog de a da drumul la timp, vă rog opriți timpul. Eu vă rog să ne asigurați drepturile egale, cum le-ați asigurat lui domnul Plângău. I-ați permis două minute, le-ați repetat. Acordați-ne și nouă posibilitatea. Erau intervenții din sală, în momentul în care celălalt să avem aceleași drepturi pe care le-ați dat domnului Plângău. Nu au fost două minute, au fost intervenții din sală, în contextul în care din sală... Doamna poate să confirme, pentru că dumneavoastră ei monitorizează timpul. I-a pus două minute, eu am tras atenție. Domnule Livadaru, nu eu... pun timpul. Timpul este pus în funcție dacă sunt intervenții din sală. Drepturi care scrise sigur că da, în momentul în care veți fi la așa întrebări complicate, extrem de importante, nu se poate de răspuns într-un timp limitat de un minut. Așadar, eu sunt gata. Încercați, deja eu ați fi putut răspunde. У вас седая голова. Вам нужна честность и порядочность. Вы очень мудрый человек, и вы задали очень четыре, не три, а четыре важных вопроса. Ответить за 10-15 секунд – это безответственно. Первое. По поводу коррупции. Нельзя ожидать от бедной страны, где большинство, 95% населения, получает нищенские зарплаты, что они будут порядочными людьми. Без разницы. Либо они находятся в частном секторе, либо они находятся в публичном, в общественном секторе. Это первый мой ответ. Второй ответ. Вопрос по поводу депутатской неприкосновенности. Безусловно, как любой порядочный гражданин, кто хочет честно и не прятаться за законом, он должен отказаться, будущий парламентарий порядочный должен отказаться от неприкосновенности, от этого закона. Но что касается зарплаты, нравится мне господин Пачук или нет, но он прав. Любой труд должен быть оплачиваемым.
И депутат тоже должен получать зарплату, если он отдает всю свою судьбу, все свои мозги, все свое образование ради народа. Почему народ и ожидает от него, что он будет Иисусом Христом? Он должен быть порядочным человеком, предлагать качественные профессиональные услуги, и за это должен быть оплачен. Третий вопрос. Как мы относимся к нашим коллегам, которые сегодня отсутствуют, к нашим коллегам от партии ПД и от партии социалистов, и, к сожалению, еще от одного мне незнакомого человека независимого, отношусь не с уважением по отношению к этому поступку. Почему? Потому что их неприсутствие – это неуважение к нам. Компания, ассоциация, вернее, Промолекс – это одна из самых прозрачных ассоциаций. Она гарантирует нам здесь прекрасные возможности высказаться. Их неприсутствие – это неуважение к нам и неуважение, соответственно, к вам, к обществу. И последний был четвертый вопрос. По поводу... Потому что мы в 91-м году... Потому что мы в 91-м году... Ați avut la dispoziție două minute. Eu vă mulțumesc mult, o să aveți ocazia să mai răspundeți în contextul altei întrebări. Doamna Panuș, vă rog foarte frumos la cele patru întrebări, dacă le-ați reținut în sală. Într-un minut. То есть, почему живем, почему работящие живем бедно? Потому что у нас коррумпированная власть. Почему власть коррумпированная? Потому что у нас коррумпированная система. И менять нужно не только власть, чтобы простой гражданин начал жить более или менее достойно, нужно менять не только власть, но нужно менять систему. Вот только тогда мы сможем надеяться на то, что борьба с коррупцией начнется. От иммунитета, я думаю, что иммунитет депутату не нужен. Депутат такой же гражданин, как все остальные граждане Республики Молдова, но, как сказали, тут он слуга народа. Если депутат, если мы хотим некоррумпированных депутатов, значит, у них должны быть зарплаты, которые позволили бы им элементарно прокормиться, иначе у народа будут слуги, но эти слуги будут мертвые. Об отношении наших контркандидатов, которые не пришли к нам сегодня на дебаты, ну, как бы меня не очень волнует их отношение ко мне, но вот отношение к вам, оно понятно, оно такое же, какое и из парламента, и у оппозиции системной нашей, и у власти нашей. Никакого отношения к народу, наплевательское отношение к народу. Не хотят они говорить с народом, нечего им народу сказать, потому что у них свои заботы. У них фирмы, у них сотнями земельные участки, у них много забот. Парламент как бы закончился, надо думать, вдруг, если что... Откуда дальше содержать свою роскошную жизнь? Мул, доамна Панаш, вам мулсмес пентру întrebări. Vă rog foarte frumos, cei care adresați întrebări din sală, să fie doar o singură întrebare, clar menționată și către care candidat, ca să nu fim nevoiți să oferim fiecăruia câte două minute, pentru că unii dintre candidați se grăbesc și se lungește foarte mult dezbaterea noastră. Vă rog. Deci următoarea întrebare către toți candidații. Deci la toate canalele televiziune auzim că în ultima perioadă a înflorit tare criminalitatea, sau mai bine zis, rechetul. În anii 96-2001 a triumfat, a doua perioadă s-a început 2014 și continuă și până în prezent, cum auzim. Ce se întâmplă? Cum dumneavoastră o să luptați cu criminalitatea accesând în Parlament? Și dacă ați făcut o analiză dumneavoastră a acestor perioade care a triumfat aceasta? Am înțeles întrebarea. Și a doua întrebare. Nu, vă mulțumesc foarte mult. Haideți să vă răspunde candidații, după care vom reveni dacă vom avea suficient timp. Domnule Plângău, vă rog, un minut. Foarte simplu. Protecția criminalității în Parlament, mă refer la criminalitatea mare, la hoții foarte mari, la banditism și teroare în rândurile cetățenilor, este protejată de instituția Parlamentului la momentul de față. Parlament care a fost capturat. Noi știm cu câte mandate a venit Partidul Democrat în 2014 și câte mandate are astăzi. Este vorba de corupție nemaipomenită, este vorba de șantaj și fel de fel de scheme prin care au impus deputații să treacă în Partidul Democrat. Schimbând guvernarea, schimbând culoarea Parlamentului
dând posibilitatea unei noi forțe, unei noi forțe alternative, curate, să ajungă în Parlament, cu siguranță lucrurile vor fi și trebuie schimbate, iar criminalitatea din raioane, neavând protecție în Parlament, pur și simplu va dispărea. Mulțumesc, domnule Plângău. Domnule Zui, un minut aveți. Da, насколько я понял, вы спросили о криминале, да? Почему? Насчет рэкета, да. Да, значит, смотрите. Начиная, допустим, с 90-х годов, да, до 2001 года, это была криминальная страна, сумасшедшая, не только потому, что развалился Советский Союз, потому что каждый криминал мог выйти в свет и заниматься беспределом по своему усмотрению. Вот. В 2001 году, когда вы сказали, что очевидно, до 2009 года партия коммунистов, когда пришла к власти, она практически, она не поборола криминал, но практически она его уничтожила. Да. Теперь все те люди, которые были схвачены, посажены в те времена, они потихонечку возвращаются обратно со своих тюрем и прочее. И помимо того, государственная власть, которая сейчас находится при исполнении своих обязанностей, они меньше уделяют внимания для того, чтобы уничтожить этот криминал. Поэтому нужно опять возвращать власть коммунистам. Спасибо, господин Зуи. Домле Панчук. Мы все думали, что 90-е годы уже закончились. К сожалению, это не так. И что самое хуже, что это уже проходит сейчас, эта криминогенная обстановка на законодательном. Что, вот, что пугает, что это происходит на законодательном уровне. Это не то, что вот законы приняты, а то, как власть относится к этой обстановке. Вот это пугает. И я думаю, что эту власть надо менять и... Будем надеяться, что наша страна будет только процветать. Мулцумес, домнле Панчук, домнле Левадару, un minut, vă rog. În primul rând, responsabilitatea și competența cetățenilor va soluționa problema corupției și criminalității în țară. Dumneavoastră aveți o ocazie din nou unicală, timp de 28 de ani, sunteți invitați odată în 4 ani să alegeți candidați competenți, sinceri și cinstiți. Și astăzi ce avem în guvern și ceea ce am avut în anii 96, asta este reflectarea la decizia dumneavoastră. Vorbiți cu părinții, cu rudele dumneavoastră, când aleg un deputat, de ce pe urmă nu port răspundele pe cea la care l-au ales? Dar dacă n-au știut sau consider că au fost păcăliți, înseamnă că n-au ajuns competență. Dragii mei cetățeni, haideți și-o ridica competența ca să știm ce să cerem din deputați. Profesionalismul lor îl cere și atunci vom avea și legi bune și deputați sinceri. Mersi. Mulțumesc, domnule Livadaru. Doamna Panuș, vă rog. Într-adevăr, în ultimul timp este foarte alarmant creșterea criminalității, nu știu, doar a rechetului, dar în general a criminalității, pentru că, în primul rând, organele de drept, poliția în cazul de față, ar trebui să se ocupe cu, eu știu, cu păstrarea ordinii publice. Și la noi, una din temele dezbaterilor de astăzi este separarea puterilor în stat. Nu avem această separare a puterilor în stat, respectiv avem efectele lipsii separării puterilor. Pentru că poliția la noi este foarte eficientă în lupta cu protestatarii, de exemplu. Este foarte eficientă în a fila, a asculta telefoane, a scrie rapoarte despre fiecare membru de partid sau candidat independent, nu contează acum, inclusiv și în campanie, cine unde a fost, cine unde a venit, poliția stă lângă noi și n-are când lupta cu corupția. Mulțumesc, doamna Panuș, mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Deci, pentru că ne apropiem de 2 ore de dezbateri, o să mai acceptăm 3 întrebări din sală, așa că vă rugăm foarte mult cei care nu au adresat întrebări, colegii o să aibă grijă să ajungă microfonul, da, acolo, vă rog, să vă prezentați și cui adresați întrebarea. Bună ziua! Îmi spune Vasile Pleșcan. Înainte de a pune 2 întrebări, vreau să spun cu sinceritate că respect toate etniile. Doar o singură întrebare, alegeți prioritar. Liniște, vă rog. Am o întrebare față de domnul Livădaru.
Dumneavoastră sunteți liderul unei formațiuni politice, după cât știu. Care este logica dumneavoastră să participați ca, în calitate de candidat independent circunscripția Edinețului? Și a doua întrebare către reprezentantul, către domnul Panciuc. Liderul dumneavoastră de partid, într-o emisiune televizată, a spus că are de gând să înființeze din nou gospodăriile colhoznice. Este adevărat, da? Spuneți, vă rog, câte persoane de etnie evreiască au să prășească normele de Sfeclă sau de Popșoia, Raionul Orhei sau Edineț? Am înțeles întrebările noastre. Vă mulțumesc, domnule Vasile. Deci, prima întrebare a fost adresată domnului Livadaru. Vă rog, un minut. Vă mulțumesc pentru întrebare. Da, eu sunt fondatorul și inițiatorul Partidului Societății Progresiste în 2014, dar răspunsul este simplu. Acest copil tiner, politic, a nimerit dintr-o dată în reanimație din cauza că am fost utilizați ca carne de tun în 2015 la proteste de liderul care a promis Năstase că niciodată nu va deveni politician și l-am crezut. Am venit în piață și n-am pretins la microfon. Un an am luptat în piață împotriva corupției în stat, dar dumnealui pe urmă și-a pus coroana în cap și s-a numit ca Napoleon. Eu vreau să fiu politician după ce a devenit stea și astăzi el este votat. Această trădare cred că trebuie să fie penalizată de noastră, stimați alegători. Eu, ca candidat independent, vreau acum să penalizez conducerea care ne-a creat singură o oportunitate, dar lor și-a creat o capcană. Și numai candidați independenți, cu adevărat independenți, pot apărea cetățenii dintr-o regiune concretă. Eu am venit să vă apăr pe dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Livadaru. Pentru că ați menționat un lider de partid sau unul dintre liderii blocului acum, jumătate de minut pentru dreptul la replică, domnule Plângău. Domnul Livadaru, îmi pare rău că aveți, ne purtați nouă atâta grijă și mai puțin vă interesează faptele guvernării și probabil ați uitat până acum cum câțiva ani la rând umblați, inclusiv după Andrei Năstase, despre care acum vorbiți aceste cuvinte murdare, pentru a vă afilia cumva mișcării acum sau platformei Demnitate și Adevăr. Nu cred că ați răspuns plenar întrebării domnului care este motivul adevărat pentru care candidați în circumscripția Edneț, deși nu proveniți de aici, nu cred că aveți mari tangențe. Iar noi nu am acceptat să discutăm cu dumneavoastră din simplu motiv că noi nu discutăm cu oamenii lui Plahotniuc. Am înțeles, domnule Plângău, mulțumim mult pentru replică. Și a doua întrebare a domnului Vasile. Nu avem dreptul la replică, la replică, la replică. Domnule Panciuc, întrebarea domnului Vasile, răspundeți. Da. Câți dintre cetățenii de etnie evreiască vor lucra în colhozurile inițiate domnului de Мы действительно возрождаем колхозы, но колхозы, пусть они так называются колхозы, можете назвать их ассоциацией, как хотите. Это не в том понимании, что пришли, забрали землю и все национализировали. Люди сами добровольно собрались в, ну, назовите ассоциацию, если вам не нравится колхоз. Они уже работают в городе Мижлак, уже есть такой колхоз. И люди сами работают там, сами прошут, как вы говорите. И никого не просят, и ни от кого не ждут помощи. Они сами это все делают. И будут иметь за это и доход, и прибыль, и они будут решать, на что эту прибыль тратить. Mulțumesc mult, domnule Panciuc, pentru răspuns. Mulțumesc mult pentru întrebări. Давайте мы не будем переходить на национальные эти. Хорошо? Для нас в Молдове все национальности одинаковые. И евреи, и русские, и молдаване. Am înțeles, domnule Panciuc. Mai avem două întrebări din sală. Vă rugăm. Mă numesc Arsenie Caș, întrebare către toți participanții. Dumneavoastră sunteți toți de acord că trebuie de dus o luptă mai aproape comună, microfonul, vă rog, ca să fiți auziți. O luptă auzit comună pentru a îmbunătăți starea lucrurilor în Republică. Spuneți că nu o să vă uitați la culoare politică. Ce campanie se duce acum murdară cu corupere, alegătorilor, toți faci și știți toți. Sunteți dumneavoastră gata la moment să vă adresați Comisiei Electorale Centrale cu o adresare? Să fie scoase partidele care corup. Asta prima întrebare. Vă mulțumesc mult pentru... Nu putem să ne permitem mai multe întrebări. Mică. O precizare mică. Mică precizare. Domn Panciuc, cunoașteți dumneavoastră, dacă vă
de ziceți de imunitate, o să fiți trași la răspundere pentru corupere cu cadourile care le împărțiți prin Iedineț. Am înțeles. Domnule Panciuc, vă rog... Я не боюсь перестать перед прокурорами, судьями за коррупцию, так как вы говорите, и то, что мы раздаем подарки. Была пресс-конференция, где мы всем показали, что входит в тот пакет. Там газета, там буклет, там ручка с логотипом партии, часы с логотипом партии. А по закону говорится, не должно превышать... Две условные единицы. Это 100 лей. Те часы стоят 40 лей. Была пресс-конференция, на которой не, по закону нельзя. Продукты питания, напитки, это нельзя. А сувениры с логотипом партии, если я кому-то подарю, мне за это надо сажать. Шампанское, конфеты были даны до избирательной кампании. До избирательной кампании. Поэтому не надо путать одно с другим, пожалуйста. Нет, то, что вы взяли, хорошо, что вы взяли, но это было до избирательной кампании, правильно? Поэтому... Am înțeles, domnule Panciuc, vă mulțumesc foarte mult. Prima întrebare era adresată pentru toți candidații. Domnule Plângău, vă rog un minut la dispoziție. Mersi, domnul Arsenie, pentru întrebare. Este absolut necesar ca nu doar concurenția electorală, dar ca toți cetățenii care cunosc legislația, care sunt destul de bine informați, să ceară partidilor politice, concurenților politice, să se bazeze în campania electorală de lege. Evident că noi vom cere excluderea concurenților electorali, care acum, din păcate, majoritatea sunt protejați de guvernarea Partidului Democrat, inclusiv Partidul Șor, dar trebuie, asta nu este suficient, pentru că noi trebuie să solicităm respectarea legii. Nu doar codul electoral prevede cum ar trebui să se desfășoare o campanie electorală, ci și codul penal. Iar despre articolul 181 din codul penal deja i-am spus domnului Panciuc, care prevede o sancțiune și destul de dură din partea legii, care presupune, dacă nu greșesc, de la 1 la 5 ani de pușcărie. Mulțumesc, domnule Plângău. Vă rog, domnule Zui, dacă aveți de răspuns la această întrebare. Era vorba despre adresarea la Comisia Electorală Centrală, dacă nu greșesc. Еще раз напомните вопрос. Мы поняли, мы поняли. Домнуле Зуй, прошу вас. Спасибо, спасибо, спасибо. Мы поняли. Господин Зуй, включите микрофон. Готовы ли вы, чтобы эти партии были исключены, которые занимаются коррупцией? Ну, чтобы ла комиссия электорал централа. Да, мы порог. Прекрасно понимаем, чтобы доказать коррупционное действие, надо его доказать. И поэтому, если будет доказано, что это коррупционное действие и это незаконно, значит, мы готовы говорить о том, чтобы эти партии были сняты с предвыборной кампании. Спасибо, господин Зуи. Можно я добавлю? То же самое, любая партия, любая партия, которая нарушает закон, должна быть исключена из гонки предвыборной. Спасибо большое. Домнуле Ливадару, авиацион минут. К сожалению, у нас в стране ЦИК, Центральный избирательный комитет, представляет исключительно интересы власти. И игнорируется любое доказательство, доказательства сплошь и рядом. Мы видим каждый день, как коррумпируют. К сожалению, господин Пачук является частью этой коррупции. Мне неприятно напрямую, он может сейчас репликой вывести, но мы все знаем доказательства того, что деньги даются подарки людям. Но ЦИК игнорирует все эти доказательства. Я был за то, чтобы был бойкот в стране. Я хотел, чтобы все оппозиционные партии наказали власть и не выходили на выборы. Но, к сожалению, многие партии пошли на выборы, и оставалось что сделать? Либо покинуть страну, либо участвовать. А принял решение участвовать для того, чтобы хотя бы вас, уважаемые граждане, проинформировать. Доказательств море, но что толку, если ЦИК не выполняет свои обязательства?
Mulțumesc mult, domnule Livadaru. Dacă aveți ceva de spus dreptul la replică, jumătate de minut. Da, eu хочу ответить. Партия ШОР не представлена в ЦИКе ни одним из... Ни один человек из партии ШОР не представлен в ЦИКе. Так что говорить о том, что мы покрываем себя, это смешно. Am înțeles. Mulțumesc, domnule Panciuc. Și doamna Panuș, vă rog, răspuns la întrebare. Evident că noi, ca și candidați pe circumscripție și ca formațiune, ne adresăm permanent cu sesizări și plângeri atât la Consiliul Electoral Circumscripție, acolo unde sunt încălcări, cât și la Comisia Electorală Centrală, dar, într-adevăr, Comisia Electorală Centrală are o abordare selectivă față de plângerile și sesizările noastre. Cum ne uităm noi la coruperea alegătorilor? Partidul nostru a fost scos din campania electorală în 2014 în baza unor bănuieli rezonabile ale poliției, care nu s-au confirmat, prin care instanțele am demonstrat că nu este așa, dar una din punctele de bază era un pachet de greci, cum scria chiar și polițistul în raport. Acum, unele formațiuni politice, inclusiv cel mai frecvent, asta se referă la Partidul ȘOR, la modul direct, la modul direct, corupe alegătorul. Dar asta e legea făcută mulțumesc, de CEC. Doamna Panuș. Din păcate, gazdele ne anunță că avem foarte puțin timp. Urmează aici un alt eveniment. Отвечу на реплику. Кандидат от партии ШОР также само были сняты с выборов по муниципию Кишиневу, и когда были президентские выборы, наша кандидат Инна Попенко также само была снята с выборов. Если вы нарушили... Ее также сняли. Am înțeles, domnule Pajuc, vă mulțumesc foarte mult, mulțumim mult pentru întrebările pe care le-ați. Поэтому говорить о том, что нас прикрывает власть, там, или как-то это, наверное, domnule Pajuc, vă mulțumesc mult, vreau să reușim să ne încadrăm în cele două ore preconizate pentru dezbatere, deja am depășit practic cu jumătate de oră. Vă mulțumim mult pentru că ați adresat atât de multe întrebări și știm că mai sunt încă multe întrebări din partea dumneavoastră. Sperăm că veți avea ocazia după dezbatere să le adresați fiecăruia dintre candidat. Dar acum trecem la ultima etapă, avem câte un minut și jumătate la dispoziție din partea a fiecărui candidat pentru mesajul final pentru alegători. Domnule Plângău, vă rog. Stimați cetățeni, locuitori ai municipiului Edines, locuitori ai întregului raion, trebuie să ieșim cu toții la vot, să ne îndemnăm rudele să iasă, pentru că dreptul la vot este un drept fundamental în care, odată în 4 ani, noi putem să-i punem respect pe cei care au făcut bine sau au făcut rău Republicii Moldova și nouă în calitate de cetățeni. Acum, pe 24 februarie, noi avem o șansă unică să-i punem la respect pe cei care în toți acești ani ne-au jefuit, care au lungat familiile, rudele, vecinii noștri peste hotare în căutarea unui trai mai bun. Votați blocul electoral acum și nu veți greși niciodată. Noi suntem unica alternativă actualului sistem capabilă să aducem o schimbare în Republica Moldova, capabili cu o echipă puternică să facem bine Republicii Moldova, să aducem oamenii noștri acasă, să restabilim relațiile cu partenerii noștri de dezvoltare care în toți acești ani ne-au ajutat, iar politicienii corupți la Chișinău au dezamăgit nu doar așteptările lor, dar și așteptările fiecărui cetățean care trăiește aici. Noi ne propunem să luptăm cu corupția, să distrugem banditismul despre care tot s-a vorbit foarte mult în această sală. Și asta o putem face, prin asemenea acțiuni le-am demonstrat până în prezent, inclusiv prin investigațiile pe care încerc și le voi face la Edneț în continuare. Învingem acum, votați și ieșiți la vot pe 24 februarie. Mulțumesc mult, domnule Pângău. Domnule Zui Alexander, vă rog, mesajul de final, 1 minut și jumătate. Dragii друзья, dragii избиратели, динчане... Ближе. Ближе? Да, единчане и жители нашего района. Я хочу, чтобы 24 числа вы пришли на выборы 24 февраля и с совестью и честью подумали о том, за кого голосовать. Если вы за конституционный закон справедливости, если вы против коррупции, если вы
за независимое государство Молдовы, если вы за социальное равенство, если вы за порядок в нашей стране, то я прошу прийти на выборы и проголосовать за коммунистическую партию. Коммунистическая партия не подвела вас с 2001 по 2009 год. Да, были те моменты, которые были не выполнены, но я вам могу сказать с уверенностью, что мы, если придя к власти, мы свободно будем говорить о том перед всем, перед всеми кандидатами, вернее, в парламенте, и отвечать за то, что мы будем делать перед вами, перед вами, перед народом. Голосуйте за коммунистов. Спасибо, господин Зуй. Следующий господин Геннадий Панчук. Я хочу попросить всех граждан, жителей Иднецкого района голосовать за партию ШОР, за мою кандидатуру, за партию, которая на деле, не на словах, не находясь у власти, доказала, что она может сделать нашу страну страной мечты, цветущую Молдову. И Иднецкий район, я уверен, будет выглядеть не хуже, чем Аргеевский. Для этого у нас есть программа развития нашего района. Это инфраструктура, это экономика, это суды присяжных, это изменение судебной системы. И я лично обещаю вам всем, что я вас не обману, не подведу. И так как до сих пор я ходил и не опускал голову перед вами, так же самое я буду делать и после парламентских выборов, если я попаду в парламент. Поэтому еще раз вас прошу, голосуйте за партию ШОР, голосуйте за Панчук Геннадия. Спасибо. Спасибо, господин Панчук. Домнуле Марин Ливадару, ворогун минучу жматате. Уважаемые соотечественники, меня зовут Марин Ливадару, мне 47 лет, 20 дней я прожил в Германии, и я практик и не теоретик. Все предложения, все реформы, которые я предлагаю, они основываются на глубоких знаниях из Германии. Я разговариваю на 4 языках. Я хочу вернуться домой и вернуть свою семью. Я прекрасно понимаю все нужды нашей диаспоры и знаю все проблемы наших граждан внутри страны. Я независимый кандидат. Я не подчиняюсь ни одному начальнику в Кишиневе и не пойду ни на попятки никому. У меня есть храбрость, у меня все, что необходимо для настоящего компетентного депутата. У вас впервые за 28 лет есть шанс выбрать своего родного кандидата. Да, я не ваш. Я родился в Унгенском районе, но в 3 года меня мать вместе с моей сестрой забрала в Кишинев. И глаза я открыл на взрослый мир в Кишиневе. В 20 лет я покинул при распаде Советского Союза нашу страну. Будьте порядочными и будьте наконец-то компетентны. Выбирайте тех, кто заслуживает. Спасибо. Mulțumesc mult, domnule Livadaru. Doamna Panuș Elena, vă rog, mesajul final, 1 minut și jumătate. Stimați locuitori ai raionului Iedeniți, stimați locuitori ai circunscripției, alegători, pe 24 februarie avem poate unica șansă de a schimba lucrurile în țară pe cale pașnică, pentru că odată în 4 ani suntem cei care ne decidem soarta. Venim cu, ca și formațiune, partidul nostru și ca și candidat pe circunscripția Iedeneț, vin cu un mesaj către dumneavoastră și cu rugăminte să meditați foarte bine atunci când o să mergeți spre urnele de vot, să faceți o retrospectivă a candidaților și a formațiunilor politice și să vă puneți întrebarea dacă au avut sau nu cei toți care s-au perindat până acum la putere posibilități ca să facă, să scoată țara din sărăcie, să o ridice din genunchi și dacă nu găsiți un răspuns afirmativ, atunci orientați-vă votul spre un partid cu o echipă tânără și spre candidații partidului nostru, pentru că am demonstrat la nivel local că se poate aborda
altfel politica, că se poate munci începând de la nivelul primăriilor, de la nivel local în sus, pentru interesul cetățeanului, pentru interesul comunității. Și vă rugăm să ne susțineți. Mulțumim mult, doamna Panuș, pentru acest mesaj final. Mulțumim mult tuturor candidaților pentru această exprimare în fața alegătorilor. Sper că fiecare dintre dumneavoastră v-ați creat propria condiție și aveți o percepție față de fiecare dintre cei 5 candidați care s-au prezentat astăzi. Vă reamintesc că în fața dumneavoastră a fost Dinu Plângău, candidatul blocului electoral Acum, domnul Alexander Zui, candidatul Partidului Comuniștilor din Moldova, domnul Ghenadie Panciuc, candidatul din partea Partidului Politic Șor, domnul Marin Livadaru, candidat independent, și doamna Elena Panuș, candidatul partidului nostru. Mulțumim colegilor de la privesc.eu pentru asigurarea transmisiunii online. Vă mulțumim dumneavoastră pentru că ați găsit timp să veniți astăzi aici, pentru că manifestați interes față de ceea ce se întâmplă în comunitatea dumneavoastră. Dezbaterea în cadrul circumscripției numărul 3 Edineț a fost organizată de către Asociația Promolex în cadrul campaniei Turul 2 nu va fi, votează din prima. Totodată, susținerea acestei campanii este oferită de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID. Noi vă mulțumim pentru că ați manifestat interes să veniți în această zi aici la Casa de Cultură. Vă mulțumim dumneavoastră pentru prezență și vă urăm succes în campania electorală de loc ușoară. Să aveți o seară frumoasă!